Cu toții am auzit că există în lume anumite locuri cu o încărcătură energetică foarte mare. Pământul este o formațiune cu linii geoenergetice care se întretaie, se leagă în noduri și se modifică sub influența proceselor geofizice și cosmice. Aceste linii de putere ating forța maximă în anumite zone și emit radiații numite curenți de inteligență. Locurile în care biocurenții inteligenței Terei se întâlnesc cu emisiile energetice cosmice de aceeași valoare sunt considerate puncte privilegiate sau puncte de dragoste. În acele zone a existat civilizația uriașilor și mai târziu au apărut nucleele civilizației oamenilor care au construit temple, schituri, biserici și mănăstiri. Aceste puncte energetice se mai numesc și chakre. Pe întreaga planetă se află 15 puncte energetice și 7 dintre ele, cele mai puternice, se găsesc pe teritoriul României. Chakrele Pământului sunt în California, America de Sud, Australia, Anglia, Egipt, Iran și Tibet. Chakrele României sunt Muladhara, Munții Parâng Petroșani, reprezintă conexiunea noastră cu credințele familiale tradiționale, temelia sănătății emoționale și mentale, adevăr sacru, toate sunt una. Svadhisthana și Mleul Silvaniei, Sălaj Dacidava, reprezintă chakra parteneriatului sau a relațiilor și puterea de alegere. Adevăr sacru, onorați-vă unii pe alții. Manipura, Polovraj Târgu Jiu, reprezintă puterea personală în relația cu lumea exterioară și ne sprijină în procesul formării sinelui. Adevăr sacru, cinstește-te, onorează-te pe tine însuți. Anahata, Munții Rareu, Câmpul Lung Moldovenesc, reprezintă puterea emoțională și ne învață că cea mai puternică energie pe care o avem este iubirea. Adevăr sacru, iubirea este puterea divină. Vishuddha, Sarmisegetusa, reprezintă puterea voinței și uniunea completă cu voința divină. Adevăr sacru, predarea voinței personale, voinței divine. Ajna, Kapidava, între Hârșova și Cernavodă, reprezintă puterea minții, capacitățile mentale și de raționament, interacțiunea dintre minte și suflet. Adevăr sacru, caută numai adevărul. Și cea de-a șaptea chakră, Sahasrara, mănăstirea Sâmbăta de Sus, care reprezintă racordarea la divinitate, este chakra rugăciunii. Munții Buceci reprezintă cel mai important punct energetic al lumii, centrul acestuia fiind situat chiar în apropierea vârfului Omu. În Munții Buceci există o zonă în care organismul nu obosește, iar funcțiile fizico-chimice se revigorează brusc. Vorbim despre Gura de Rai, o pantă cu o suprafață de aproximativ 1 km², unde corpul uman nu obosește. Cercetătorii susțin că este vorba despre o anomalie magnetică atipică, ale cărei efecte benefice le resimte din plin organismul uman. Unele legende spun că acesta era locul de reculegere al lui Zamolxis, zeul suprem al dacilor. Aici se află cel mai cunoscut triunghi energetic, Omu, Babele, Sfinxul, unde apar, la anumite intervale de timp, conuri de lumină care se rotesc ca un vortex de nori, amplificând percepția extrasenzorială. Tot atunci se înregistrează și semnale radio venite dinspre interiorul muntelui. Și vârful Bucura, aflat lângă vârful Omu, constituie un centru energetic în care se petrec fenomene bizare. Acolo apar curcubee strălucitoare, vizibile uneori chiar săptămâni, fără să apară după vreo ploaie, ci în plin soare. De asemenea, se zăresc lumini ciudate, fulgere și scântei lungi de 1 metru în jurul Sfinxului. Tot în Bucegi, în cheile Zănoaga, între lacul Bolboci și Scropoasa, se află cele 7 izvoare, a căror apă uimește oamenii de știință. Apa izvorăște dintr-o grotă, unde se află un imens lac subteran. Științific s-a lansat ipoteza că puritatea apei ar fi dată de trecerea ei printr-un câmp magnetic, acesta ajutând-o să-și refacă structura ideală. Sau ar fi dată de trecerea acesteia printr-o zonă cu zăcământ de argint.
Se știe că argintul are proprietatea de a împiedica înmulțirea bacteriilor. Misterioasa sursă de apă, cunoscută ca apa vie, a fost studiată încă din perioada 1927-1935 de cercetători români și francezi. Testele au evidențiat faptul că în apa de aici, bacteriile sunt inexistente, iar poluarea cu azotați sau azotiți este de asemenea nulă. Este cea mai pură apă din lume. Se presupune că cele 7 izvoare din Buceci sunt chiar apa sfântă a dacilor. Aceștia credeau că izvoarele aveau puteri miraculoase de vindecare. Un alt scut energetic este peștera Polovragi, Târgu Jiu, despre care se spune că ar fi cel mai bun loc pentru tonifierea generală a organismului. Peștera fără capăt, cum i se mai spune, are o vechime de peste 7 milioane de ani, aici găsindu-se desene rupestre, dar și texte cu scriere cuneiformă, săpate în piatră. Tronul lui Zamolxis se află și astăzi în peștera Polovragi și este locul cel mai sacru și încărcat cu diverse energii din toată peștera. Numeroși turiști au spus că în momentul în care s-au apropiat de piatra pe care obișnuia să se odihnească zeul dacilor, au fost cuprinși de diferite sentimente sau gânduri stranii. Potrivit vechilor legende, Zamolxe ar fi locuit în peștera Polovragi și acolo își putea schimba înfățișarea. El îi învăța pe vraci tehnici de tămăduire a sufletului și a trupului. Aceștia din urmă prelucrau o plantă rară, numită povragă, polvragă sau polovragă, pe care o întrebuințau ca remediu împotriva tuturor bolilor. O altă legendă spune că ieșirea din peșteră s-ar afla tocmai în Transilvania și că în interior sunt ascunse comori din aur și din pietre prețioase. Peștera este una dintre cele mai lungi din Europa, măsurând peste 10 km și poate fi vizitată doar pe o distanță de aproximativ 800 de metri. În rest, doar speologii au acces. Peștera Polovragi reprezintă nu doar o oază de atracție turistică, ci și un loc misterios în care diverse fenomene inexplicabile se petrec la o anumită perioadă de timp. Diverse lumini apărute din neant luminează coridoarele întunecate ale peșterii, dar când cineva se apropie, dispar pur și simplu. O altă curiozitate o reprezintă pielea de leopard de pe pereți. Aceste formațiuni se întâlnesc doar în această peșteră. Temperatura din interior este de doar 9 grade și este constantă indiferent de anotimp. Sarmisegetusa Regia, din județul Hunedoara, este considerat un adevărat panteon al cunoașterii spirituale. Sarmisegetusa, capitala Daciei preromane, a fost inclusă pe lista UNESCO, listă ce cuprinde monumente aflate în patrimoniul universal al lumii. Acolo, pe un platou aproape inaccesibil, împrejmuit pe trei părți de prăpăstii adânci, se află un altar megalitic pe care sunt inscripții într-o limbă nedescifrată. Se spune că ar fi limba de la începutul omenirii, limba Lemuriei. Potrivit măsurătorilor radiestezice, câmpul energetic din Munții Orăștiei este extrem de puternic. De aceea bioenergoterapeuții spun că Sarmisegetusa este o zonă ce activează creativitatea și aptitudinile pentru educație. Un alt loc misterios unde se întâmplă lucruri cu adevărat incredibile este Panteonul de la Cășcioarele, situat în județul Călăraș, într-o zonă deosebit de frumoasă, cu lacuri, dealuri și păduri, elemente rar întâlnite în zona de câmpie. Cercetătorul Gheorghe Șerbana spunea că la Cășcioarele a început istoria care se trage de la Istru. Aici a existat o minunată civilizație a zeilor titani ai omenirii, aici au fost găsite necropole de urieși și pietre cu inscripții ciudate, cu linii ce parcă delimitează zone numai de străvechi știute, aici a fost descoperit cel mai mare depozit de silexuri și topoare de piatră și de unelte de os, primul plug al neoliticului și un minunat panteon cu zeițe ale fertilității, sanctuare și coloane ale infinitului.
Cu aparatură modernă, se poate constata o zonă geoenergetică deosebită și o acustică nemaipomenită. Cine doarme noaptea aici, în zona Panteonului de la Cășcioarele, aude clar și șoaptele oamenilor de pe celălalt mal. Masivul Ceahlău era considerat de către daci un munte sfânt. Aici are loc în fiecare an, în preajma datei de 6 august, un fenomen incredibil pe care oamenii l-au denumit Umbra Piramidei. La răsăritul soarelui, umbra vârfului Toaca și cea a stâncii Piatra Ciobanului formează o piramidă uriașă proiectată peste Valea Bistricioarei. Aceasta poate fi văzută timp de o oră și jumătate. Interesant este și faptul că vârful Toaca are forma unei piramide cu baza pătrată. Cercetătorii au descoperit că laturile bazei au fix dublul lungimii piramidei lui Cheops din Egipt. Pădurea Hoia Baciu, numită și Triunghiul Românesc al Bermudelor, este situată în Transilvania, județul Cluj, și uimește prin neobișnuitul fenomenelor care se petrec aici. Apariții OZN, sfere luminoase, forme geometrice zburătoare, lumini nocturne sau diurne colorate, apariții umanoide stranii, forme nebuloase ciudate, materializări și dematerializări, contorsionări de copaci în intervale de zeci de secunde, câmpuri mobile radioactive și multe alte lucruri care sfidează înțelegerea umană. Zona a devenit celebră printre specialiștii în paranormal și ezoterism din întreaga lume. Echipe întregi de cercetători reputați din Germania, Franța, Statele Unite ori Ungaria, vizitând pădurea Hoia Baciu încă din perioada comunistă. Așadar, există locuri în România cu o încărcătură energetică extraordinară. Cercetătorii le-au studiat ani la rând și au scris tratate peste tratate, ajungând la concluzia că țara noastră beneficiază de unul dintre cele mai puternice scuturi energetice de pe planetă.